Cererea parchetului pentru avizarea cercetării penale în cazul ministrului Varujan Vozganian, acuzat de procuror de subminarea economiei naționale, a ajuns la Senat. Solicitarea este dezbătută și la această oră în ședința biroului permanent, în lipsa președintelui Senatului, Crin Antonescu, cel care a părăsit ședința în urmă cu ceva timp. Detalii ne dă acum Ioana Morțun. Ioana, care este procedura în legătură cu acest caz? Bun găsit, una destul de simplă. Biroul permanent a luat act de această solicitare, s-a terminat ședința, a trimis-o deja Comisiei Juridice, care urmează să o analizeze și să întocmească un raport în acest sens. La discuție a participat în prima parte și Crin Antonescu, care spunea că nu s-a discutat, citez, nici despre absența și nici despre prezența lui Varujan Vozganian în guvern. Urmează să aibă o discuție cu premierul în acest sens. Cert este că la discuțiile care vor avea loc în cadrul comisiei, poate participa și ministrul economiei, așadar își poate susține nevinovăția, după cum spunea el în acest sens. În ceea ce privește termenul, cel mai probabil va fi discutat în cadrul comisiei la începutul săptămânii viitoare. Spunea vicepreședintele Senatului că încearcă să grăbească lucrurile în acest sens, totuși vorbind despre subminarea economiei naționale, o temă destul de complicată și rămâne de văzut la ce concluzie vor ajunge. Vă spuneam, la final va ajunge și în plenul Senatului, unde colegii lui Varujan Vozganian îl vor susține sau, din contră, nu îl vor susține pe acesta și își vor da la final avizul.